Salutare, prieteni, bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Tai și astăzi o să jucăm un nou juculeț pe nume Mini World. Stai, dăm și noi aici pe start să facem o hartă nouă. Jocul ăsta mi s-a părut extrem de șmecher. Deci e prea tare jocul ăsta. Uite, astea vi le dă de la început. Nu știu de ce, dar vi le dă de la început. Hai să le punem pe noi, hainele astea. Și că mă pregătesc să zbor. Are puțin lag. Sunt diferiți mobi. Uitați cum arată. Arată altfel decât Minecraft. Arată mai, mult mai bine decât Minecraft. Bine, asta e părerea mea. Și îți dă achievement-uri. Și cu cât faci mai multe achievement-uri, cu atât îți dă chestii. Și da, îți dau chestii, ori îți dau enchant-uri, ori level. Uite că s-a dus aici. Cât n-aru e vin de haur. Nu! Mamă! Ce e acolo așa? Uite oițe, putem să ne facem pat. Și ce, puteam că e vreun mob. Mamă, dar câte oi. Mori oițe. Îmi trebuie lina ta. Mori, ți-am zis. Ah, ai murit. Și nu doar lina. Mori, oiță. Cum de mor așa greu? Că până la urmă stau cu un topor în ele. Mori! Uite și un porcușor. Gata, i-am luat zilele. Și astea două... Nu știu cum să faci fermă. De fapt, nu știu dacă poți să faci fermă. Dar mai bine las alea două, că poate poți să faci fermă și nu văd eu cum. Și în fine. Stați că n-am tăiat copacul ăla. Mamă, am răcit. Hai să luăm și lemnul ăsta. Să facem așa. Bum. Mamă, deci eram sigur că e ultima lovitură. Și cam așa arată. Ne facem și noi niște chestiuni de-astea. Un crafting table. Țac, pac, frumos, punem crafting table-ul aici. Îl punem jos, facem patul. Fac niște bețe, fac mai mult lemn, fac mai multe bețe. Și îmi fac și un chest. Așa. Acum, trebuie să punem patul ăsta jos aici. Și am văzut că s-a adăugat, înainte nu erau astea. D-astea, hata că plângi, de exemplu, după ce ai murit sau nu știu. Aici o să lăsăm așa, să stăm la aer curat. Și aici o să fie mina noastră. Uite așa, ce greu se sparge. Mamă, dar îmi trebuie lopată, că până sparg eu. De ce sunt prost? Că văd acolo la piatră, de nu mai știu de mine. Și așa arată sugar cane-ul. Și da, știu, arată super tare. Ce e la bă? A, dar și în jocul ăsta și pe piranie. Și nu doar piranie, sunt foarte multe specii care sunt agresive. Pot să te și omoare.
Și am 10 FPS-uri, dar știu, am lag și uite acolo niște dovleci. Ia în mine, asta e ceva. Ce e aici? No, generează-te. Am 14 FPS-uri. Hai, că e bine. Nici măcar, să zic și eu, 17, 18. Nu, frate. Eu am 10, 12 FPS-uri. A, da, și în jocul ăsta nu poți să bași comenzi. Ia, uitați, dacă dați aici, sa, nu, la trofeul ăsta, dați pe ăsta și îți dă jet bonus, că ai făcut în crafting table, de la aici îți dă, la asta cu crafting table-ul, uitați, mi-a dat o pâine. Și la ăla cu lemn nu mi-a dat torțe, mai mi-a dat încă 3 torțe. Sau 4, nu, da, 4, că eu aveam 4. O să vedeți că, uitați, dacă dați aici, dați mai enchant și poți să spui enchant cu level. Dar spune enchant-uri foarte proaste, care nu folosesc la aproape nimic. Mamă, ăsta e pește de la... Mi-e frică, n-am armă, fugi, fugi! Fugi, Adi, fugi. Și generează-te și tu. Mamă, ăsta cred că mă moară dacă mai îmi dă două d-astea. Hai, mai repede. Mamă, fugi, 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 fugi. Așa. Uite ăla. Ia mă. E șmecher. Haide. Nu mai rește, mă. Fugi, fugi, fugi! Nu, nu! Mai bine, lasă în pace. A, dar și jocul ăsta, dacă scrie și creativ, vârst tot vildă. Bă, n-am adunat piatră mai deloc. Ne facem și noi într-un cop, o lopată de asta. Și un topor. Aș. Ne facem aici mina noastră, ca să nu mai mergem tocmai acolo. Și da, știu că am o mina aici lângă mine, dar nu o să merg în ea pentru că mi-e frică. A, da, și creeper-ul după ce explodează, dacă te omoară, lasă în jurul lui lavă și toate itemele tale se duc în lavă. Da, știu, ia iurea. Odată a murit. Și când m-am dus acolo în locul unde a murit, când văd lavă peste tot, itemele mele nu mai erau. Și uitați, am și hartă. Vedeți? Și nu pot să vezi diamantele, cred. Dar poți să vezi unde e lavă și te duci acolo și poate găsi și diamante. Uite, de exemplu, acolo e lavă. Vedeți? Și acolo unde sari pile alea, e locul unde m-am spawnat eu. Și acum hai să luăm și niște piatră. De fapt, să luăm mai multă ca să ne facem
și mai multe unelte și să ne facem și un farnal. Și ați văzut și voi cât de greu se sparge cu mâna, deci jocul ăsta e foarte realist. Nu chiar foarte, dar e realist. Și uitați cum se face furnalul. Vă trebuie și dărât. Stai să punem și noi astea jos. Uite, îl punem aici. Una, două. Așa, să vă arăt ceva super, super tare. Cu sulița asta, stați să vedeți. Dar îmi trebuie lemn. Uite, măr aici. A, nu sunt măr, sunt cireșe. A, da, și în jocul ăsta vă dă cireșe după ce tăiați un pom. Și sunt și păsări. Mamă, cum fuge ăsta? Dar nu știu dacă pot să ții ca pasări de companie. Sunt niște păsări să-l bagi. Ceva gen ca niște vulturi. Dar nu sunt vulturi. Sunt caciorile. Uitați, astea sunt cuiburile. Vedeți? Cu floricele, cu bețe. Și astea sunt capre, de fapt. Capre de munte, nu sunt oi. Ce-i acolo? Nu! Fugi! Ce-i aici? Mi-e frică să mă duc. Cine mi-a luat din viață? Sau așa aveam? Mi-e frică. Repede l-am luat și am fugit. Și acum fug, 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 fug. Acolo, la mini, baza mea. Asta nu cred că sunt cireșe, cred că sunt măceșe. Mai facem bețe. Și dăm aici, facem o suliță de asta. Și uitați-vă și voi cât de realist este jocul acesta. Dacă dai aici, uitați-vă și voi că a intrat înăuntru. Deci, cât de tare e jocul ăsta la detalii. Oh, nu. O să mor. Mi-e frică. Oh, shit. Mamă, sunt mort. Lasă-mă în pace, bă. Mi-e frică. Rău de tot. Mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică. E foarte frică. Mai bine îmi stau aici. Da. Nu se supără nimeni. Și mai bine închid episodul ăsta aici. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Adi și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!